După ani de așteptare și de pregătiri, România este gata să-l primească pe Papa Francisc. Suveranul pontif, simpatizat în lumea întreagă, va ajunge mâine la București. Din câte se pare, abia așteaptă să ne întâlnească. Papa Francisc a scris chiar în această seară pe Twitter: o să merg în România ca un pelerin. O să merg alături de frații noștri din Biserica Ortodoxă și de credincioșii catolici. Pe de altă parte, capitala României este încă de astăzi probabil cel mai sigur oraș din Europa. S-au luat toate măsurile antiteroriste, s-au închis mai multe străzi și s-au sigilat gurile de canalizare. Oriunde îți îndrepți privirea, vezi membrii ai forțelor de ordine, care pregătesc în detaliu zonele prin care va trece Sfântul Părinte. Toate străzile de pe traseul Papei din nordul capitalei până în centrul orașului au fost astăzi eliberate de mașini și încercuite de benzi ale poliției. Cei care locuiesc în apropierea traseului au fost rugați să își anunțe administratorii dacă primesc musafiri. Iar toți cei care le trec pragul trebuie să aibă la ei buletinul. Oamenii nu pot să stea la ferestre, nu trebuie să lase bagaje nesupravegheate și sunt sfătuiți să anunțe poliția dacă văd ceva suspect. Pentru a securiza întreg traseul papal, toate capacele de canalizare au fost sigilate și sudate. Mai mult decât atât, toate coșurile de gunoi din toate zonele amenajate pentru pelerini, cum sunt și acestea din zona Catedralei Mântuirii Neamului, au fost ridicate. De astăzi, nicio mașină nu mai poate opri sau staționa pe nicio stradă din jurul Palatului Parlamentului, în timp ce, clipă de clipă, poliția supraveghează această zonă. În capitală sunt așteptați mâine peste 50.000 de oameni. Pentru situațiile neprevăzute vor fi instalate 3 spitale mobile, 2 în apropierea Catedralei Naționale, iar unul la Catedrala Sfântului Iosif. Și transportul în comun va fi perturbat. 8 trasee vor fi deviate, iar 9 linii care leagă aeroportul Henri Coandă de centrul capitalei și de Gara de Nord vor fi suplimentate mâine, între orele 9 și 21. Vor fi 19 sectoare pentru pelerinii care au rezervare. La Catedrala Sfântul Iosif sunt așteptate peste 5.000 de persoane. Până astăzi s-au acoperit fațadele distruse ale clădirilor din zonă. Facem ultimele pregătiri. Suntem la turație nu maximă, ci 130%. Aici se montează un ecran foarte mare care îi va ajuta pe toți cei prezenți, miile de credincioși prezenți în zona Catedralei Sfântul Iosif, lângă hotelul Bertlo, unde aici vor fi 3 ecrane care vor deservi toate cele 3 străzi, pentru ca toți să poată vedea tot ce se întâmplă în catedrala Sfântul Iosif. Acesta va fi punctul principal al vizitei. Aici traficul va fi restricționat de mâine dimineață, însă de astăzi nu se mai poate parca. Aceasta va fi zona, va ieși Sfântul Părinte și va parcurge toată această stradă, strada Bertlo, mai apoi va intra pe Calea Victoriei. Și de pe Calea Victoriei va saluta pe toți cei prezenți, pentru că și acolo vor fi ecrane, și va ajunge lângă hotelul Hilton Radisson. În momentul acela va intra în piață. Pe Calea Victoriei traficul va fi oprit de mâine de la ora 16, dar toate mașinile din parcările sării Palatului, Palatului Regal ori Ateneului au fost eliberate sau ridicate de poliție. Accesul în piață se va face pe baza biletelor care au cod unic de bare prin cele 4 porți, unde vor fi și filtre de securitate. Cel mai păzit obiectiv din București, 24 din 24 de ore, va fi Ambasada Vaticanului. Aici, la Anunțiatura Apostolică, Ambasada Vaticanului, locul în care va dormi Papa timp de 2 zile, au loc ultimele pregătiri. Se spală asfaltul proaspăt turnat în urmă cu o săptămână. Tot aici au ajuns și membrii gărzii elvețiene, cei care se îngrijesc de protecția Papei, iar traficul a fost restricționat. Pe străzile din jurul Anunțiaturii nu se mai circulă până luni dimineață la ora 10. În tot acest timp, poliția supraveghează întreaga zonă. Zeci de mii de oameni, catolici, dar și ortodoxi, sunt așteptați și în zona Patriarhiei sau la Catedrala Națională. Mâine aici, pe dealul Patriarhiei, va avea loc marea întâlnire firească și neforțată de nimeni între cei doi mari plămâni ai creștinismului, ortodoxia și catolicismul. Papa Francisc va ajunge aici mâine la ora 15:45. Coloana oficială a Papei va ocoli Catedrala și se va îndrepta spre Palatul Patriarhal. Și va opri aici, pe acest platou din Curtea Patriarhiei, unde Sfântul Părinte va fi întâmpinat de conducătorul Bisericii Ortodoxe Române. Exact în acest loc, în urmă cu 20 de ani, Papa Ioan Paul al II-lea a fost primit de Patriarhul Teoctist. Patriarhia Română va fi gazda Papei Francisc, care vine pentru prima dată în România și care și-a dorit să viziteze inclusiv
noua Catedrală Națională. Sunt pregătiri firești de amenajare a spațiului interior. Va avea loc o întrevedere privată între Părintele Patriarh Daniel și Papa Francisc. Ulterior vor merge împreună în fața sinodului permanent al Bisericii Ortodoxe Române. La ora 17, coloana oficială a Papei Francisc va ajunge la Catedrala Națională. S-au instalat ecrane, s-a întins covorul roșu, artiștii au lucrat în continuare la mozaic, iar acoperișul este aproape gata. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.